Sărbătoare cu mare însemnătate pentru creștini, Floriile mai sunt cunoscute și ca Duminica Patimilor. Această zi marchează an de an intrarea Domnului în Ierusalim pe un asin întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin și de finic de mii de oameni și aclamat ca un adevărat împărat. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox, deoarece este singura dată când Mântuitorul a acceptat să fie văzut ca împărat. În România s-au păstrat de-a lungul timpului tradiții și superstiții de florii. Este o sărbătoare ce se prăznuia de foarte mulți ani. Românii creștini ortodoxi sărbătoresc această zi. Este cea mai importantă sărbătoare Apostolului Paștelui. Este numele acestei sărbători, în tradiția populară se crede că numele acestei sărbători provine de la faptul că se sfințesc sălcii astăzi la biserică. Despre salcie există și o mică povestioară de ce s-a ajuns să se sfințească sălcile în biserică. Este legată de Maica Domnului, care se spune că atunci când a dorit să-L vadă pe Iisus Hristos răstignit pe cruce, trebuia să treacă o apă și s-a rugat de toate plantele să o ajute să treacă apa respectivă, doar salcia aplecându-se și ajutându-o să treacă. Și de atunci Maica Domnului a binecuvântat-o și a spus că va fi sfințită în biserică. În această zi, credincioșii merg la biserică ducând crenguțe de salcie pentru a fi sfințite de preoți, apoi le așează la icoane ca să-i păzească pe toți cei din casă de boli. Duminica Floriilor se mai numește și Nunta Urzicilor. În aceste zile înfloresc urzicile, dar fără a fi bune de mâncat, fiindcă Mântuitorul era biciuit cu ele în timp ce urca pe muntele Golgotei, ducându-și în spate crucea pe care avea să fie răstignit. Tot astăzi, în tradiția populară, se spune că nu este bine să se mâncească absolut nimic, nu este bine să, nici cu o săptămână înainte de flori, nu este bine să se planteze pomi, pentru că aceștia vor face doar flori și nu fructe. Se spune că astăzi este și Nunta Urzicilor. De flori, unele gospodine păstrează obiceiul de a prepara copturi pe care le dau de pomană săracilor după ce au fost sfințite în biserică. În tradiția populară exista obiceiul ca astăzi gospodinele să facă copturi din aluat de grâu. Numărul lor era în funcție de câți membri avea familia și ele erau de obicei ornate cu cruci. Sărbătoarea Floriilor, zi onomastică pentru toți cei botezați cu nume de flori, are rădăcini adânci în istorie. Pe vremea romanilor era dedicată zeiței Flora. În postul sărbătorilor pascale, în Duminica Floriilor, cei care postesc se bucură de a doua dezlegare la pește. Anul acesta s-a reluat tradiția întreruptă din cauza pandemiei, pelerinajul organizat de Arhiepiscopia Râmnicului. Plecarea în procesiune se va face sâmbătă, 16 aprilie, începând cu ora 17, pe următorul traseu: Biserica Înălțarea Domnului, Ostroveni, Bulevardul Tineretului, Strada Luceafărului, Strada Dacia, Calea lui Traian, Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Nicolae.